presupunând că ar trebui să ne folosim de tehnicile de scris de acum mii de ani, scrisul ar arăta ceva de genul. Da, cam greu, nu-i așa? Ei bine, norocul nostru este că tehnologia a evoluat. Dar mai întâi, haideți să vorbim despre altceva. Poate încă vă puneți următoarea întrebare. La ce îmi folosește mie matematica? Sau de ce trebuie eu să învăț aia? Ei bine, sunt două motive majore. Matematica dezvoltă o anumită logică în gândire, deci te poate ajuta pe orice plan, real sau uman. Așadar, poți uita de toate teoremele alea plictisitoare, ideea e să le fii învățat logic și sigur ai rămas cu o putere de abstractizare mărită. Al doilea motiv este cel mai important și cel mai ușor de explicat. Matematica este modul de funcționare al Universului. Este logica universală. Este ceva de sine stătător pe care noi îl descoperim. Deci este așa pentru că matematica este suportul pe care fizica funcționează. Deci la ce ajută matematica? Fizica la înțelege mai bine lumea și fenomenele sale și la inventa noi lucruri care ne ajută să avem o viață mai ușoară. Asta înseamnă că dacă merg la o politehnică o să fac lumea un loc mai bun? Nu neapărat. Trebuie să cam fi și geniu pe lângă asta. De-aia există oameni precum Petrache Poenaru. Nu e așa că folosești sau ai folosit măcar într-o perioadă din viața ta stiloul, pui cerneală în el, după scrii până se termină rezerva de cerneală și după la reîncarci. Convenabil, nu e așa? Ei bine, nu a fost întotdeauna la fel. Înainte de Petrache Poenaru, lumea folosea așa numitul condei, pe care trebuia să-l numai în cerneală pentru aproape fiecare cuvânt pe care îl scriai. Exemplificare. Foarte convenabilă ideea inventatorului Oltean. Foarte! Dar hai să aflăm mai multe despre el. S-a născut pe 10 ianuarie 1799 în comuna Băinești, județul Vâlcea, aici lângă noi, în Oltenia, și a studiat în Craiova, în Berlin, școala tehnică și în Paris, școala politehnică. Acesta a avut o activitate profesională ce s-a întins pe mai multe planuri în diverse domenii. A început lucrând la Cancelarea Episcopiei din Râmnicu Vâlcea, urmând să predea limba elenă, o limbă greacă veche. Primele tangențe cu Pana și Călimara le-a avut în timpul Revoluției în funcția de secretar al lui Tudor Vladimirescu și probabil tot atunci a început să se gândească la o modalitate mai bună pentru folosirea lor. Petrache Poenaru și începe munca în acest domeniu reușind pe date de 27 mai 1827 să obțină brevetul francez 3208 pentru condei portăreți fără sfârșit, toc portăreți, alimentându-se el însuși cu cerneală. Pe vremea respectivă, această invenție putea fi considerată un device surup din cărțile de știință fictivă. A revoluționat industria instrumentelor de scris, tocul cu rezervori eliminând zgârieturile de pe hârtie și scurgerile nedorite de cerneală și propunea soluții pentru îmbunătățirea părților componente pentru a asigura un debit constant de cerneală, precum și posibilitatea înlocuirii unor piese. Hai să vedem unde putem găsi invenția lui. Nu numai că o putem găsi în orice supermarket, dar poți alege dintr-o varietate gigantică care poate umple un raft întreg. Toate aceste variante au plecat de la ideea lui Petrache Poenaru. Mai mult, spirul a devenit un simbol clasic prezent în zilele noastre, aducând o notă de eleganță și rafinament purtătorului. Câți dintre voi încă mai folosiți stiloul? Deși considerat poate demodat, acesta este folosit pentru semnarea contractelor importante, a tratatelor diplomatice și a marilor hotărâri. Concluzia rezultată din acest fapt este una foarte interesantă și putem pune o simplă întrebare. De ce? Legătura dintre stilou și caligrafie este una foarte strânsă și ne reamintește importanța scrierii într-un mod frumos, îngrijit și formal. Hai să vedem diferența între caligrafia realizată cu creion, pix și stilou. Hai să vedem cât de frumos pot să scriu cu creionul. Totuși, pixul cum ar scrie? Și acum să vedeți cât de frumos și îngrijit scriu cu stiloul. Totuși, hai să ne întoarcem la viața inventatorului. Știați că în 1831 Petrache Poenaru a fost primul român care a călătorit cu trenul, fiind pasager pe ruta Manchester-Liverpool. Acesta s-a întors în țară în 1832 și a fost numit profesor de fizică la Sfântul Sava din București, pledând și geometrie, algebră sau trigonometrie. Iar în același an alcătuiește legea școalelor prin care s-a înființat învățământul sătesc
în masă. În 1833 este numit director la acea școală, în același an se implică în dezvoltarea învățământului din țara românească, contribuind la înființarea cursurilor speciale de matematică superioară, arhitectură, mecanică, agricultură și silvicultură. De aici înainte, viața lui întreagă este stăpânită de dorința de a răspândi cultura pe toate straturile poporului român, căci pentru el cultura poporului este piatra de temelie a statului. Hai să ne gândim puțin la chestia asta. De ce învățământul stă la baza oricărui stat? E foarte simplu. Pentru că odată educate de mici, noile generații nu vor crea probleme în societate. Ba mai mult, vor contribui la dezvoltarea acesteia. Așadar, a fondat biblioteci, tipografii și reviste de promovare și introduce idei noi în învățământul public. În 1836 înființează o societate literară alături de alte personalități ale vremii prin care s-a încercat stabilirea primelor reguli de ortografie în țară. Înființează școli publice sătești din Muntenia, care urmează să fie desfințate în 1848. Se implică și în politică, în anul 1841, fiind ales deputat de Dolj. V-am spus că se pricepea la științe exacte, nu? Ei bine, s-a implicat și în construirea unui pod peste Olt, inaugurat în Slatina în 1847. Petrache Poenaru s-a implicat foarte mult în dezvoltarea învățământului, probabil dorind ca mai mulți copii să aibă șansa unui învățământ superior și a ajutat la crearea actualei universități tehnice de construcții din București. El a vrut ca tu, născut în România, să ai acces la științe exacte și a publicat lucrări precum primul curs în limba română de geometrie sau cursul de algebră. Mai mult, ca să vă demonstrăm cât de implicat a fost în viitorul următoarelor generații, o să vă povestim o scenă din viața sa. Ultima sa luptă pentru școala românească a fost opoziția crâncenă pe care a purtat-o în calitate de președinte al societății pentru învățătura poporului român. Generalul Tell, ministrul al instrucțiunii publice, a încercat să desfințeze școalele normale de să distrugă învățământul românesc. Cu o energie la care nu se aștepta nimeni de la o bătrân trecut de 70 de ani paraliptic, el a bătut la toate ușile, mai ales ale foștilor săi elevi, și nu s-a dezarmat până nu a împiedicat această crimă împotriva educației poporului. Așa că a trebuit să le mulțumești unor oameni precum Petrache Poenaru că ai dreptul la învățământ și atâtea posibilități și desigur pentru stiloul cu cerneală fără sfârșit.